Crăciun de poveste. It makes you all jolly. Europa FM, prieteni, familie, muzica sărbătorilor de ieri și de azi. Sunt Mihai Bucureșteanu, iar astăzi citim Vânătoarea de comor din ziua de Crăciun. Era săptămâna dinaintea Crăciunului. Ariel și soțul ei, prințul Eric, se plimbau pe plajă. Deodată, Max, câinele lui Eric, dădu fuga la ei. Ținea între dinți o cizmă udăloarcă. De câte luni caut cizma asta, strigă Eric. Se pare că prințul avea nevoie de o pereche nouă de cizme. Ariel se hotărâ să-i facă una cadou de Crăciun. Dar îi rămăseseră atât de puține zile la dispoziție pentru a se gândi ce cadouri să le ofere celorlalți. Ariel și Eric s-au întors la castel. Nu intrară bine că servitoarea Carlota anunță ceaiul. Deja, întrebă majordomul Grimsby, verificându-și ceasul de buzunar. Ciocăni cu degetul în cadran. Sofisticat. Eric și Ariel invitară pe Grimsby și pe Carlota să li se alăture și să servească din dulciurile delicioase. Așa-i că-i frumos bradul, observă Ariel. Carlota a avut ideea să folosim decorațiuni roșii și aurii anul acesta. O, mulțumesc, spuse Carlota, sunt culorile mele preferate. Ariel zâmbi încântată. Acum știa ce cadouri să ia pentru Carlota și Grimsby. A doua zi, Ariel se duse în orășelul de lângă castel ca să facă cumpărăturile de Crăciun. Găsi într-o prăvălie perechea perfectă de cizme pentru Eric. Îi luă și o sticlă cu o corabie mică în interior, ca surpriză specială. Acest cadou îi amintea lui Ariel de ziua în care îl întâlnise pe Eric, pe corabia lui. A ales un ceas de buzunar pentru Grimsby și luă un colier de aur cu medalion de rubin Carlotei. Pentru Max, Ariel făcu o oprire la măcelar și cumpără cel mai mare os pe care îl găsi. Ariel mai avea de cumpărat cadouri pentru tatăl ei și pentru surori și toți prietenii ei din mare. Când dădu peste o prăvălie plină de inimioare de sticlă colorată, știu exact ce căuta. Ce ornamente frumoase, îi spuse Ariel vânzătorului, le iau pe toate. S-a întors la castel. Ariel împachetă cu grijă cadourile și a scris pe fiecare cât un mesaj special. Deodată, tânăra auzi un molfăit. Max rodea de zor osul pe care îi luase cadou. Nu, Max, e prea devreme pentru cadouri, îl mustrăia. A luat osul și l-a ascuns sub patul ei împreună cu celelalte cadouri. În dimineața de Crăciun, luară împreună un mic dejun festiv. După masă, Ariel dădu fuga până în camera ei după cadouri. Dar ce să vezi, toate cadourile de sub pat dispăruseră. Se uită sub covor și în șifonier. Căută până și după draperii, dar cadourile parcă intraseră în pământ. Ariel, strigă Eric de la etaj. E timpul pentru cadouri. Ariel s-a întors la prinț în sala mare unde se afla bradul. Are ceva dacă împărțim cadourile mai târziu? Am promis familiei mele și prietenilor din mare că mă întâlnesc cu ei pe plajă în dimineața asta. Ariel hotărâse să lase căutarea cadourilor pe mai târziu. Sigur că nu, răspunse Eric. Pregătirea, toată lumea, plecăm în vizită. Prietenii lui Ariel, Flounder, Sebastian și Scuttle așteptau pe plajă. Pescărușul Scuttle întinse lui Ariel un cufăr mic. Ne-am gândit că trăsnăile astea îți pot fi de folos. Ariel a deschis capacul și văzut tot felul de comori pe care adora să le colecționeze când era sirenă. Printre obiecte găsi o furculiță îndoită și o oglindă crăpată. Mulțumesc, spuse Ariel veselă. Toți am ajutat la găsirea lor, spuse Flounder mândru. Regele Triton și surorile lui Ariel își făcură apariția din apa mării. Crăciun fericit, strigară ei. Crăciun fericit, le ură Ariel, făcându-le cu mâna. Am adus cadouri, spune acoata sora lui Ariel. O, vă mulțumesc, exclama aceasta. Și eu am cadouri pentru voi, numai că... Deodată se auzi. Ham, ham, lătră Max. Câinele alergă spre Ariel cu o cizmă în gură. Cadourile tale, îi spuse Ariel lui Eric. Acum știa unde sunt cadourile pierdute. Max le îngropase pe plajă. Lui Ariel îi veni atunci o idee. Surpriză, azi de Crăciun o să pornim într-o căutare de comori. Ariel, mă uimești tot timpul, spuse Eric. Numai tu poți să transform Crăciunul într-o aventură. Nu după mult timp, Eric, Carlota, Max și Grimsby săpau de zor un nisip. Familia lui Ariel și prietenii ei încurajau din mare. Încerca să săpați lângă barca aia veche, strigă Flounder.
sau lângă castelul de nisip, zise și Aquata. De fiecare dată când descoperau cânt un cadou, Scuttle îl lua în primire și îl dădea persoanei care era destinat. Livrare expres pentru Carlotta, spuse Scuttle și îi lăsă un mic pachet să cadă în poala servitoarei. Vânătoarea de cadouri era cu multă zarvă și mult nisip, dar nimeni nu-și amintea să se fi distrat atât de bine în dimineața de Crăciun. Toți erau plăcut surprinși de cadourile de la Ariel. După ce vânătoarea de comori luă sfârșit, se strânseseră cu toții pe țărm și își luară la revedere. Își urară Crăciun fericit. Apoi Ariel și Eric s-au întors la castel. Prințul și prințesa s-au așezat lângă cadouri. Ce tradiție frumoasă de Crăciun, spuse Eric. Ar trebui să organizăm o vânătoare de comori în fiecare an. Ariel zâmbi. Fusese o zi plină de surprize, dar uneori, cele mai frumoase comori sunt cele neașteptate. La finalul oricărei povești, ne așteaptă o nouă poveste. O descoperim împreună mâine seară la Europa FM.